Domnule primar, domnule viceprimar, colegi consilieri, onorată asistență, domnule profesor Tărean, din partea consilierilor PSD, doresc să adresez felicitări tuturor cadrelor medicale care au solicitat acordarea titlului cetățean de onoare domnului profesor Tărean. În egală măsură, domnule primar, aveți respectul nostru pentru inițiativă și vreau să vă spun că în acest moment am o dublă încărcătură emoțională. Una, pentru că particip la acest eveniment festiv, iar cea de-a doua este că sunt fiul de veteran de război. Tatăl meu a luptat până la cotul Domnului. Copil fiind, seara stăteam la gura sobei și trăiam momentele pe care el le-a petrecut pe linia frontului. Tocmai de aceea înțeleg acele momente în care profesorul, astăzi colonelul Străian, a trecut prin luptele până la eliberarea ultimului pământ. Astăzi vă adresez, domnule profesor, la mulți ani, multă sănătate, ca prim veteran de război lugojan, care astăzi a primit titlul cetățean de onoare al municipiului Luj. Doamna profesor Marcela Balint, de emoționată să particip la acest eveniment magna cum laude pentru domnul primar, pentru doamnele și domnii consilieri care au aprobat acordarea acestui titlu bine meritat domnului profesor Nicolae Stean. Domnul profesor este prietenul, a fost, pentru că tatăl meu nu mai este, al tatălui meu, Pescariu Octavian, cu care a fost coleg la școala de subofițeri de la Aranda și a luptat împreună la Păuliș. Am avut deosebită onoare, înainte de pandemie, de a merge cu domnul profesor și împreună cu ceilalți organizatori ai evenimentului de la Păuliș, la care am participat și de multe ori chiar ne-am dus braț la braț și am vizitat locurile acelea încărcate de istorie și cu multă, multă emoție. De asemenea, m-am bucurat foarte mult când domnul profesor m-a invitat la acest eveniment despre care știam și acum câțiva ani, 4-5 ani, mi-a spus, ești pică de veteran, ai făcut armată, pentru că pe vremea mea se făcea armată la facultate, ai un grad militar, du-te și fă-ți poze și adu toate documentele necesare pentru a deveni membru în Asociația Ofițerilor în Rezervă. Am această distinție pe care o port cu mândrie la diferite evenimente și mă bucur de fiecare dată când sunt solicitată să particip, să vedem ce evenimente mai putem, mai pot avea loc legate de armată și bineînțeles, de viața culturală a orașului, la care domnul profesor participă întotdeauna și ne bucurăm să-l avem cât mai mult printre noi. Mulțumim, doamna profesor. Dacă mai dorește cineva să intervină, îl așteptăm.
Dacă nu, vă mulțumim tuturor și urăm domnului profesor multă, multă sănătate. Acesta este standardul Asociației Municipale Cultul Eroilor în miniatură și l-am pregătit pentru domnul profesor Ștrean să-l aibă acasă pe birou.